Dizabilitatea mea constă în sistemul locomotor și în distrofia musculară, adică mușchii sunt atrofiați și din cauza aceasta îmi vine greu să mă deplasez. Eu am dizabilitate de la 13 ani de zile, adică m-am născut un copil sănătos în urma unei probleme de sănătate. M-am așezat în scaun rulant, aveam 13 ani și câteva luni, adică în urma unei infecții virale. În Republica Moldova locuiesc în jur de 187.000 de persoane cu dizabilități. Aproape jumătate dintre acestea sunt femei și fete, iar cele mai multe au dobândit dizabilitatea pe parcursul vieții. Am născut la jumătate la 3 noaptea, adică medicii erau puțin nervați, o leacă așa mai că noaptea nasc. Și când am început să nasc, am început, adică de durere și normal ca cu și ca femeie, medicul a început, nu-ți fa aici, nu ești la discotecă. Adică au fost așa momente mai puțin fericite, dar în general am născut natural, sănătos. Moașele s-au mirat cum eu așa micuță și am putut să nasc un copil de 2,8 kg aproape 3. Din cauza că majoritatea instituțiilor medicale sunt inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități, nefiind dotate cu rampe de acces, grupuri sanitare sau cabinete ginecologice adaptate necesităților lor, femeile cu dizabilități aleg să nu se adreseze la medic sau să renunțe complet la serviciile de sănătate reproductivă. Ceea ce ține de o persoană în scaun rulant, dacă trebuie să fie internată, da? Iar nevoie să meargă la baie sau să-și facă careva necesități. Nu este accesibil nici camerele sanitare, nici chiar camera unde este internată sau însăși patul care stai. Sunt foarte multe elemente și asta doar persoana care utilizează un scaun rulant, dar sunt diferite necesități. Când este vorba de sexualitate, sănătatea reproductivă și crearea unei familii, femeile cu dizabilități se confruntă cu nenumărate dificultăți. Stereotipurile existente în societate, inhibarea și stigmatizarea acestora le determină uneori chiar să renunțe la viața familială. De multe ori, ele nu sunt acceptate în calitate de soții, parteneri și mame, iar sentimentul de inferioritate și teama că nu vor fi înțelese corect lezează dreptul acestor femei la viața privată. De aceasta și numele i-am pus copilului Danu, fiindcă nu știam ce să fac. Unii mă sfătuiau așa, alții mă sfătuiau așa și tot timpul când veneam de la consultația medicului de familie, ba îmi veneau lacrimi de fericire, ba de aici o groază cu atâtea probleme, chiar și de aici inima îmi spunea da sau nu, da sau nu, da sau nu, și nu știam ce să fac. Până la urmă eu am decis să nasc acest copil, fiindcă medicul meu de familie a fost o doamnă foarte bună în vârstă. Și cred că din experiența ei de serviciu m-a sfătuit totuși să-l nasc, fiindcă ca persoană cu dizabilitate nu eram eu, cred că prima la ei, așa ca pacient, și m-a sfătuit să-l nasc, fiindcă nu se știe cum după acest avort așa spontan la 4 luni de zile să mai pot naște după aceasta încă un copil sănătos. Noi suntem, știți cum spun eu, suntem triplu discriminate. Suntem femeie, ești femeie cu dizabilitate și încă vrei să fii și mamă, sau sunt unele ca o familie, triplu discriminate. Și persoana, pentru că astea sunt stereotipuri, astea sunt prostii, prejudecăți, care sunt educate și încă ele încă sunt foarte înrădăcinate. Și noi încercăm prin schimbarea atitudinii prin diferite, să zic, istorie de succes, și le avem istorie de succes, poate că nu multe, dar ele sunt, ca societatea să înțeleagă că suntem oameni obișnuiți, probleme diferite, necesități diferite. Serviciile de sănătate a reproducerii și planificarea familială sunt gratuite la medicul de familie, în cabinetele de sănătate reproductivă și centrele de sănătate prietenoase tinerilor. Femeile cu dizabilități pot beneficia gratuit de contraceptive moderne oferite de medicul de familie. Fondul ONU pentru Populații susține că toate persoanele din Republica Moldova, inclusiv femeile și fetele cu dizabilități, să-și realizeze pe deplin drepturile sexuale și reproductive.